Proiectul a fost câștigat de Biblioteca Frâncești în urma concursului Instruiește-ți comunitatea din cadrul programului național Biblionet Lumea în biblioteca mea. Proiectul Următorul pas pentru dezvoltarea personală este câștigător al concursului Instruiește-ți comunitatea, organizat de Fundația IREX în cadrul programului național Biblionet Lumea în biblioteca mea. Suma alocată implementării acestui proiect este de 4.087 de lei. Scopul general al proiectului este organizarea unui program gratuit pentru dezvoltarea personală a elevilor din Comuna Frâncești prin intermediul educației non-formale. 50 de elevi vor participa la 4 traininguri într-o perioadă de 8 săptămâni. Activitățile vor fi de cunoaștere, educație non-formală și promovarea voluntariatului, precum și a cetățeniei active. Concursul Instruiește-ți comunitatea este o competiție de proiecte organizată de IREX. Este deschisă tuturor bibliotecarilor și bibliotecilor din România. Astfel, IREX încurajează organizarea de programe educaționale și de formare care să răspundă nevoilor reale de instruire din comunitățile locale. Aș mai adăuga faptul că acest concurs, Instruiește-ți comunitatea, este un instrument de dezvoltare a programului Biblionet, program implementat de Fundația IREX, finanțat de Fundația Bill & Melinda Gates și realizat în parteneriat cu Ani BPR, Ministerul Culturii, autorități publice locale, dar mai ales bibliotecile județene și bibliotecile comunale.